Salut! Voi începe lucrările la finisajele exterioare ale mansardei. S-au mai oprit ploile, dar bate în continuare vântul. Sper să ne auzim destul de bine. Pereții se prezintă exact așa cum i-am pregătit eu în toamna trecută, adică cu folie de celofan, ca să nu intre înăuntru apa și zăpada. Haideți să vă arăt ce am făcut și ce am de gând să fac. În mod normal, structura peretului exterior ar fi trebuit să fie următoarea. Pe grinda principală, pe stâlpul principal, venea montat OSB de 8 sau de 10, peste care venea lipită sau prinsă folia anticondens, aceasta albastră, pe care o vedeți sub celofan. Ulterior veneau montate niște rigle de genul acesta, cum am făcut eu aici, și peste aceste rigle se prinde foaia de lambriu. Pentru că eu am lucrat singur și lucrez în continuare singur, nu am putut să prind OSB-ul, mi-ar fi fost foarte greu să îl ridic, să îl prind. Așa că eu am renunțat la OSB și m-am gândit la următoarea soluție. Voi întinde sau voi încerca să întind cât mai bine folia anticondens direct de structura principală, de stâlpii peretelui, după care voi aplica, exact cum am început să fac aici, aceste șipci și pe ele voi prinde foile de lambriu. Între lambriu și folie anticondens va rămâne un gol de cam 3 cm jumate, cât are grosimea șipca respectivă. Deci, pe urmă, va veni folia anticondens albastră, iar la interior voi izola cu vată bazaltică sau minerală în plăcii semirigide până la nivelul foliei anticondens. Și cum v-am spus, încerc să o întind cât mai bine, să stea cât mai dreaptă și cât mai bine tensionată. Voi băga foile de vată minerală în plăci semirigide în strat de 20 de centimetri, deci o să vină un strat de 10 centimetri și al doilea peste el intercalat. Adică dacă aici am placa întreagă, de jos voi începe cu o jumătate și pe urmă iar cu placă întreagă, în așa fel încât să nu dau posibilitatea formării punților de aer. După care la interior vor veni folia antivapori, deci cea care nu permite vaporilor din interior să pătrundă în izolație. Eventual, încă un rând de șipci sau stelaj din profile pentru gips carton. Și ulterior va fi prins la interior, că nu m-am decis încă, ori gips carton, ori din nou lambriu de lemn. Deci structura, așa cum v-am spus, va fi foaie de lambriu de lemn la exterior, folie anticondens, două straturi de izolație din vată bazaltică sau minerală, plăci semirigide de 20 de centimetri, folie antivapori, iarăși șipcă și finisajul interior definitiv, gips carton sau din nou lambriu. Asta este soluția pe care am
încercat să o adopt și pe care voi încerca să o adopt, pentru că, v-am spus, mi-ar fi fost foarte greu să ridic de unul singur foile de OSB, să le țin, să le prind și etapa mea acum este să dau jos celofanul pe care l-am montat asta toamnă. Voi continua cu montarea foliei anticondens, aceasta albastră. Voi prinde șipcile, începusem aici, dar nu am mai apucat asta toamnă. Și pe urmă voi trece la prinderea foilor de lambriu. La sajac, același lucru, dar acolo nu voi mai pune folie anticondens pentru că nu are rost. Este la exterior, vor veni prinse foi de lambriu. Nu v-am arătat până acum, după ce am prins acoperișul, am mai tăiat dintr-o tablă de 0,3 niște foi pe care le-am prins așa în paralel cu paziile. Așa fel încât să-mi acopere ultima grindă rămasă la exterior, pentru că mai bătea ploaia și se uda și s-ar fi putut compromite. Așa că am ales soluția asta. Vedeți că am prins și acolo sus un triunghi. Le-am prins în șuruburi autofiletante pentru tablă și în felul ăsta protejează foarte bine ultima grindă. Nu stă ea foarte dreaptă pentru că este mai subțire decât pazia, dar de jos se vede foarte bine.
Cam asta am reușit să fac până acum, ce ați văzut în acest clip. Asta va fi sfârșitul primei părți. Vin ploile, nu mă lasă să fac mai nimic. Fac ce fac, vine ploaia, iar mor, chiar vine ploaia. Scările ude, toate alea sunt ude, e un chin. Pe noi termina eu de închis. Ne revedem la partea a doua.